trei secții ale Spitalului Județean de Urgență din Robeta Turnu Severin sunt afectate de SARS-CoV-2. Este vorba de 10 cadre medicale și 7 pacienți ce au fost infectați cu COVID-19. La secția de oncologie, numărul cazurilor continuă să crească, astăzi fiind confirmată pozitiv încă o asistentă medicală. Situația se înrăutățește în județul Mehedinți. Alte 3 focare au fost declarate de către Direcția de Sănătate Publică la Spitalul Județean din Drobeta Turnu Severin. Primul focar a fost confirmat în secția de chirurgie, unde au fost infectați 7 pacienți, o asistentă. Cel de-al doilea a fost identificat în secția de diabet, zaharat și boli metabolice, unde au fost afectați de coronavirus un medic și 3 asistente. Ultimul focar a fost declarat miercuri la secția de oncologie, unde din 21 de asistente până acum 3 dintre ele au fost infectate cu COVID-19. Printre cadrele medicale din această secție și o infermieră a fost afectată. Din surse oficiale, totul ar fi pornit de la aceasta în secția de oncologie. La Spitalul Județean au fost declarate 3 focare. Primul la secția de chirurgie, unde 7 pacienți, o asistentă și o infirmieră au fost confirmate COVID-19, la secția diabet, zahara, nutriție și boli metabolice, un medic și 3 asistente au fost confirmate COVID-19, la secția de oncologie, unde 2 asistente și o infirmieră au fost confirmate pozitiv cu noul SARS-CoV-2, iar la cabinetul de oncologie ambulatoriu, 2 asistente au fost confirmate pozitiv cu COVID-19. Personalul medical va fi din nou testat pe data de 20 octombrie. În acest moment, ancheta epidemiologică continuă.